făcea de cap singură în numele statului, a apus. Din acest punct de vedere, societatea pe care o construim în prezent trebuie să fie una inclusivă și participativă, la care fiecare să poată să contribuie pentru interesul general. Dar pentru că acest lucru să cunoască o transpunere concretă în realitate, adică să există o implicare efectivă a societății în procesul de luare a deciziilor, este absolut necesar ca cetățenii care susțin funcționarea acestor instituții prin taxele lor, dar și reprezentanții mediului de afaceri, cei ai sectorului ONG, așa cum spuneam, să aibă acces liber și necondiționat la informație și să poată influența procesul de decizie. Este un lucru fundamental în activitatea noastră să nu existe niciun fel de secrete și să dăm dovadă de o deschidere totală față de interesele legitime de informare ale cetățenilor. Din acest motiv, țin cu toată convingerea parteneriatul pentru o guvernare deschisă.